Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt ce croșetez și trăcotez săptămâna aceasta. Am deja trei lucrări noi, care încă nu le-ați văzut, care le fac la moment. Tot vă promit că am să vă arăt lucrările finisate, dar încă nu mi-au ajuns mâinile până la ele. De-aia vă arăt iarăși săptămâna aceasta ce tricotez și croșetez. În curând o să croșetăm împreună câte un șal, deși eu pregătesc două, pe rând o să le facem. Cred că toamna aceasta o să avem multe șaluri și eșarfe. Sper că nu sunteți împotrivă. Nu, este sezonul acum a acestor modele, da? Să facem pentru noi, pentru cadouri, pentru copiii noștri, pentru nepoțele și nepoței. Și pentru cei dragi, da? Poate cineva chiar și la comandă să le vândă, de exemplu. Iată, uitați, am început să fac, iată așa, un șal cu fluturaș. Poate cineva vede că sunt floricele. Eu cred că pentru mine sunt așa fluturaș. Se croșetează destul de ușor. Nu aș spune că chiar într-atât de ușor, oricum ea e timp, dar nu este greu cum ar părea la primul moment. Acesta e șarfă noi, acest șal o să croșetăm, sper că săptămâna aceasta, am să văd după cum o să reușesc, am să croșetez din tot acest fir, da? Iată, acesta este unicul. O să fie model, nu o să fie șal pentru mine. Am să-mi fac din alt fir, dar cu acest fir eu am să vă arăt vouă cum se croșetează, cum arată. Este firul acesta mohair, pare mi se, el deja a ieșit din magazin, eu nu-l mai produc. Alize sau tiftic, dar poate este, în orice caz eu nu l-am mai întâlnit. În gem avem 50 de grame. Eu țin minte că erau 50 de grame. Așa, circa 500 de metri. Este un fir foarte subțire. Eu îl croșetez în două fire, pentru că în unul este imposibil, este foarte, foarte subțire și mie nu mi-ajunge nici răbdare, nici nu-mi place cum arată modelul. Așa. Ce avem noi aici? Avem 30% mohair, 30% poliamid și 40% este acril. Iată, acesta este o eșarfă care eu o croșetez și împreună o să o croșetăm cu voi. Așa, mai departe, a doilea șal este dintr-un galben, așa de frumos. Ia uitați-vă ce galben. Asta este un fir cartopu. Tiftic, aici avem undeva circa 510 metri, poate 550, că nu mai am eticheta, în 100 de grame și este undeva 10% mohair și restul este acril cu lăniță. Și uitați-vă ce model am aici, iarăși este ca și șalul, primul șal este 3D. Și iată și aici, uitați-vă, așa. Bufuri avem noi aici. Eu iubesc enorm așa desene, unde este 3D. Și l-am croșetez cu o dragoste. Îmi place enorm. Și culoare. Este culoare tomnatică, eu cred că, da? Ca frunzele de toamnă. Deși sigur că soare, da, e galben, dar pentru mine este o culoare tumnatică, pentru că iubesc toamnă. Așa, iată și aceasta în curând tot o să croșetăm împreună. Mai departe, eu nu am trecut absolut deja la lână mohair și lucrări călduroase de toamnă, iarnă. Mai croșetez și de vară. Am deja lucrări începute și vedeți că am început două, trei lucrări, dar una este
care am început-o astă vară sau astă primăvară, pentru că am lucrări care sunt începute, dar nu sunt finisate. Iată așa. Uitați-vă, acesta este un tricou, maiou, zigzag. Uitați-vă. Desenul este destul de plăcut. Asta este spatele. Vine melange, culoarea aceasta, cu șvăret fir. Nu vă mai arăta, dar dacă sunteți nou pe canalul meu, să vă fac cunoștință cu acest fir, Yarnart Rose Garden. În acest fir avem 250 de grame și 1000 de metri. Este un fir foarte, foarte plăcut în lucru. Eu sunt fascinantă de acest fir, am să mai cumpăr și dacă voi vedeți undeva, cumpărați un gem, eu cred că o să vă placă. În acest gem avem 100% bumbac, coton. Da? Și vedeți, este melanj, a fost prima culoare, iată așa, ciocolată. Și se termină cu culoare gingașă. Cred că este culoarea laptelui. Așa. Și deja o să finisesc de grabă, cred că. Iată, ajung aici la subțioară, unde am să fac am să scad ochiurile. Vedeți? Iată așa. Asta am să arăt pe cameră. Spatele va fi de o culoare, fața mai deschis, așa cum vine melanjul. Și cred că o să mai rămâie fir încă mult. Iarăși sper că am să vă arăt cum se croșetează. Și o să puteți să vă croșetați voi chiar dacă nu aveți acest fir. Pentru că să croșetați din oricare fir de bumbac. Așa. Și ultima lucrare să vă arăt este cu handrelele. Este o eșarfă cu flori dintr-un fir care mi-a plăcut iarăși. Yarnart Milano. Avem 8% alpaca, 20% lână, 1% este viscoză și 64% este acril. În ghem avem 50 de grame, 130 de metri. Andrei le-am luat 4,5, doar pentru că nu am andrele 4 mm. Din păcate, am luat 4,5. Și să vă arăt, iarăși această eșarpă, cred că de grabă o să o termin, o să o finisez. Iată, uitați-vă ce floricele avem noi. După spălare, după spălat, o să, iată, vedeți, floricică, floare și frunzulițele. După spălat o să se vadă mult mai bine acest desen. Iarăși am să vă arăt cum se tricotează, dacă vă este interesant, uitați, floricică. Nu este tot, toată eșarfa cu flori, vedeți, aici este deja ochiurile pe față, pentru că dacă punem, de exemplu, pe camp, să nu ne sufle prin aceste găuri, da? Partea aceasta este parte pentru frumusețe. Așa, decorativă. Așa, pentru la gât. Sper că va fi frumoasă după ce am să o clătesc, am să o spăl, o să arate mult mai finuță, mai firavă. Așa, dragii mei, asta a fost tot ce am croșetat și tricotat. Adică la moment că astăzi de-abia este marți, am început eu în weekend și iată câte un pic le croșetez și le tricotez. Ne întâlnim în video următor. Cred că o să croșetăm iată această lucrare. Am să vedem. O să văd cum o să dispun de timp și care o să fie prima.
Așa, dragii mei. O seară frumoasă, pa, pa.